Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Arina Delcea, gazda dumneavoastră la Strategie în alb și negru, emisiunea care vă pune mintea la încercare, emisiunea în care ne jucăm și învățăm, în care dezvăluim tainele șahului. Haideți să vedem pentru început ce mai e nou. Dacă încă nu ați făcut-o, mai aveți timp până joi să vă înscrieți la campionatele naționale de dezlegări pentru seniori. Competițiile la masculin și la feminin vor avea loc weekendul viitor, sâmbătă, în 28 noiembrie. Concursul se va desfășura în capitală, în sala Nadia Comăneci din clădirea Ministerului Tineretului. Atenție mare! Masca de protecție purtată corect este obligatorie. Duminica acum este însă momentul juniorilor. Are loc prima ediție a online Chesscraft Arena pentru copii sub 14 ani, atât experimentați cât și pentru cei la început de drum. Evident, vorbim de o competiție online, așa că sunt reguli speciale. În camera de joc nu trebuie să fie vreun alt echipament electronic în afară de cel necesar pentru disputarea partidei. În încăperea în care se află jucătorul nu trebuie să mai fie nicio altă persoană care eventual l-ar putea ajuta. Jucătorul nu poate părăsi partida fără acordul arbitrului și, dacă apar suspiciuni, jucătorii trebuie să permită arbitrilor să controleze echipamentul electronic de joc. Primii trei băieți și primele trei fete clasate vor primi trofee și diplome. În premieră, doamnelor și domnilor, are loc Olimpiada online pe echipe dedicată persoanelor cu dizabilități. Se va desfășura în perioada 20 noiembrie-3 decembrie. La această primă ediție, România este prezentă cu două echipe a câte 7 jucători. Vorbim despre persoane cu anumite deficiențe, așa că fiecare jucător va avea ca ajutor un asistent care va face efectiv mutările pe platforma online. S-au înscris deja 398 de jucători din 41 de țări. Și întâlnirile de nivel înalt între șahiști s-au mutat pe Zoom. Toți antrenorii sunt așteptați pe platforma online în 10 decembrie la ora 19. Ședința Colegiului Central de Antrenori va fi condusă de maestrul internațional Mircea Pavlov. La ședință va fi și antrenorul coordonator al loturilor de juniori, maestrul internațional Nat Titus Petre. Doamnelor, domnilor, mai țineți minte, data trecută maestrul Alexandru Banzea v-a propus o diagramă. Așteptarea dumneavoastră se încheie aici. Delia Duca ne luminează. Bine v-am regăsit! Astăzi vom vedea rezolvarea diagramei propuse în ediția trecută de maestrul Alexandru Banzea. Este o diagramă celebră, propusă de Paul Morphy atunci când avea doar 8 ani, celebrul șahist american. Doar că în diagrama originală piesele erau în oglindă, în partea stângă, dar este exact același lucru și această variantă este populară. Și putem să vedem că negrul nu are foarte multe mutări la dispoziție, de aceea ne duce deja cu gândul la o diagramă de Tzu Zhuang, o diagramă de mat în două mutări, în care noi după prima mutare nu vom amenința nimic, dar negrul trebuie să mute și orice mutare va face își va crea o slăbiciune. Ne tentează deja să jucăm mutarea turn H6 pentru că este spectaculoasă, este un sacrificiu de turn, iar atunci când negrul ar captura, avem posibilitatea de a înainta pionul și a da acest mat sufocat, deci capturarea turnului nostru nu îl ajută pe negru, nici măcar refuzul sacrificiului nu îl ajută, pentru că la plecarea cu nebunul oriunde pierde controlul câmpului H7 și putem să capturăm acel pion și ar fi mat. Și totuși, de ce a trebuit să jucăm turnul exact în H6? De ce nu am putut să jucăm turnul oriunde și să avem aceeași succesiune de mutări? Răspunsul este înaintarea pionului H6. Dacă am jucat cu turnul doar până în H5, de exemplu, la plecarea nebunului aveam același mat, turnia la H7, dar totuși negrul ar mai fi putut să joace H6. Acesta este motivul pentru care doar turn H6 rezolvă diagrama. Din poziția inițială, turn H6,
Negrul nu mai poate să înainteze H6. Dacă ne capturează turnul, avem acel mat. Iar la plecarea nebunului, oriunde, capturăm pionul în H7 și este mat. Aceasta a fost diagrama de astăzi. Vă aștept cu mare drag și în ediția următoare cu altă rezolvare. A venit momentul, doamnelor și domnilor, să o cunoaștem pe invitata mea de astăzi. Are 30 de ani acum și a ales să se mute de pe scaunul de concurent pe cel de antrenor. Predă șah studenților de la Universitatea de Educație Fizică și Sport. Da, se face și șah la facultatea asta. Putem spune că este primul doctor în șah de la noi din țară. Doamnelor și domnilor, Teodora Velea. Teodora, îți mulțumesc că ești aici. Bună, Alina, mulțumesc foarte mult de invitație. Primul doctor în șah. Cum așa? Da, sunt primul doctor din România în educație fizică și sport, cu tema în șah. Cred că totul a început cumva din copilărie, când am descoperit această pasiune și am știut mereu că asta e ceea ce vreau să fac. Și după ce am terminat studiile la Academia de Studii Economice din București, am hotărât să fac și studiile de licență și de doctorat la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București și să încerc cumva să aduc ceva nou în lumea sportului prin intermediul șahului și sper că am reușit prin și ai adus chiar prin lucrarea ta de doctorat, nu? Da. Ce ai cercetat? Teza mea este despre impactul pe care șahul îl poate avea asupra performanțelor sportive în fotbal. Eu am lucrat cu o echipă de copii de 10-12 ani, o echipă foarte talentată, cu niște antrenori excepționali și foarte implicați și am arătat că prin șah se dezvoltă capacitățile lor cognitive, atenția, inteligența și capacitatea de luare a deciziilor. Eu nu aș vrea să termin aici această cercetare și să continui și să văd în ce măsură șahul poate să ajute și la îmbunătățirea tehnicii și tactice în jocul de fotbal. Așteptăm rezultatele următoarelor tale cercetări. Până atunci, Teodora, tu ești profesoară la Universitatea de Educație Fizică și Sport. Este o materie obligatorie șahul acolo? Da, de acum câțiva ani șahul s-a introdus pentru prima oară ca materie obligatorie la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Dar mă gândesc, sunt acolo tineri care nu vizează șahul, care vor să studieze alte lucruri. Cât de greu este lor să deprindă tainele jocului la 19-20 de ani? Da, într-adevăr, sunt foarte mulți sportivi din alte domenii, sportivi de performanță chiar. Și vreau să spun că am fost foarte surprinsă atunci când am început să lucrez cu ei, să văd că ei sunt foarte receptivi la învăța jocul de șah. Și chiar unii care au fost foarte sceptici la început și mi-au spus că este un joc foarte greu și că nu o să reușească niciodată să-l învețe. Mulți dintre aceștia chiar au reușit să obțină nota maximă la verificarea finală. Ba chiar mă urmăreau prin curtea facultății să le dau câte un set de șah, pentru că voiau să se antreneze în curte pentru ora următoare, când voiau să-și bată fiecare adversarul pe care îl aveau în vizor de mult. Iată, deci nu trebuie neapărat să începe la 6 ani ca nu, să nu, 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 poți să începi la orice vârstă. Este sportul pe care poți să-l faci de la 5 până la 90 de ani sau până când vrei. Teodora, cu ce te mândrești cel mai mult? Cu rezultatele tale, cu ale studenților tăi? Cred că cea mai mare satisfacție o am atunci când văd că metodele pe care le aplic eu cu copiii ajung să-i facă pe ei să iubească șahul. Asta e cel mai important pentru mine. Să văd că reușesc să aduc ceva nou copiilor și să ajungă să facă poate chiar șah de performanță. Teodora, rămâi alături de mine, te rog. Doamnelor, domnilor, urmează acum rubrica Cugetarea Regelui. Șahul este un bazm cu 1000 și una de gafe. A venit momentul pentru lecția de șah. Teodora, ce ne înveți astăzi pentru începători? Da, o să te învăț astăzi ceva foarte interesant. Tema lecției este călcuiul lui Ahile și are în vedere slăbiciunea acestor doi pioni. Pionul din F2 și pionul din F7. Este o lecție pe care toți copiii o îndrăgesc. O să-ți prezint în primul rând matul în patru mutări, matul începătorului pe care trebuie să-l știe orice copil și apoi matul lui legal. Te rog. Matul începătorului este în felul următor. Albul mută pionul la E4. Ocupă centrul și își eliberează dama și nebunul. Negrul mută pionul la E5. De asemenea, își eliberează dama, nebunul și ocupă centrul. În mod normal, acum albul ar trebui să dezvolte un cal sau un nebun, dar albul își scoate dama în H5. În momentul acesta, dama albă atacă pionul din F7, pionul din H7 și pionul din E5. Acești doi pioni sunt apărați și atunci trebuie să rezolvăm problema pionului din E5. Cum o rezolvăm? Dezvoltăm calul în C6 și apărăm pionul din E5. Facem două lucruri odată. Dezvoltăm și apărăm piesa atacată. Acum, albul mută nebunul la C4.
În momentul acesta observăm că avem două amenințări pe acest pion din F7, cu dama și cu nebunul. Și dacă nu te aperi, da, dacă nu ți aperi acest pion din F7 și, spre exemplu, îmi ataci dama cu calul la F6, eu te fac mat într-o mutare. Dama la F7, șahmat. Acum trebuie să te învăț și cum să te aperi. Ai putea să te aperi punând dama la E7. Pionul este apărat, doar că îți blochezi nebunul. Ai putea să muți dama la F6. Ți-ai apărat pionul din F7, nu te mai fac mat, dar îți blochezi calul. Și atunci, ar trebui să te aperi mutând pionul la G6. Mi-ai atacat dama, trebuie să mă retrag. Eu să spunem că insist, vreau să-ți dau mat în F7. Mut dama la F3. Tu ai observat și joci cal la F6. Dacă eu tot insist și mă încăpățânez să-ți iau acest pion și joc dama la B3, da, îți pun presiune pe pionul din F7, tu acum ai o mutare foarte bună. Poți să joci cal la D4, îmi ataci dama din B3, pionul din C2. Dacă această damă va dispărea de aici, tu îmi vei captura pionul din C2 și îmi vei da șah și tur. Da? Tu acum să spunem că vrei neapărat să-mi iei pionul din F7. Nebun bate la F7, rege E7 și acum eu o să-ți iau ție nebunul acela foarte curând. Tu trebuie în momentul acesta să-ți aperi dama. Da? Dacă rămâi pe diagonală ca să-ți ții nebunul apărat, spre exemplu în C4, eu voi juca pion la B5 și după ce vei pleca de pe diagonala aceasta, nebunul va fi luat. De asemenea, dacă vei pleca cu dama din C4 și nu-ți vei mai apăra acest pion, cum am spus și mai devreme, mi-l capturezi și îmi dai șah și tu. Da? Foarte important este să știm că acest mat se poate da și în altă ordine de mutări. Deci, pot să dau matul și mutând la început nebunul și apoi dama. Sau pot să mut întâi dama în F3 și apoi nebunul în C4. Spuneai, Teodora, că este o lecție pe care o plac copiii. De ce? Da. Pentru că este cel mai scurt mat și cui nu-i place să câștige o partidă în 4 mutări? Nu? Adică e foarte plăcut să te duci la un concurs, să ieși în câteva secunde pentru că ai dat mat în 4 mutări. Acum o să-ți prezint al doilea mat de care ți-am spus, matul ilegal. E4, E5, ocupăm centru. Cal F3, atacăm pionul, cal C6, ne apărăm pionul. Nebun C4. Deschiderea italiană. Acum tu ai putea să joci nebun la C5, cal la F6, dar să spunem că intri în deschiderea Philidor și joci D6. Eu continui să-mi dezvolt piesele. Cal la C3. Tu acum, să spunem că joci nebun la G4 și vrei să-mi ataci calul și dacă plec cu el să-mi iei dama, adică să-mi legi calul. Eu ce fac? Îți atac nebunul să te retragi. În mod normal ar trebui să-mi iei calul, eu să-ți iau și să continuăm partida. Să spunem că tu te duci cu nebunul în H5, sperând ca eu să plec la un moment dat cu calul. Acum eu am o mutare foarte interesantă. Cal bate la E5. Dacă tu te duci și-mi iei dama, ceea ce îți doreai tu foarte mult să faci, eu îți joc nebun bate la F7, rege E7 și cal D5 mat. De asemenea, dacă nu-mi iei, trebuie să-ți arăți ce se întâmplă dacă nu-mi iei dama. Deci ți-am luat în E5, să spunem că tu-mi iei cu calul în E5, eu îți iau ție nebunul în H5, tu-mi iei nebunul din C4 și urmează dama B5, șah, îți iau apoi calul și am un pion în plus cu care voi continua să joc partida. Teodora, te-aș ruga să ne dai și o diagramă pentru cei mai avansați, că nu toți care ne privesc sunt la nivelul începător. La ce te-ai gândit? Da, am să-ți prezint o problemă de șahmat în două mutări. Iar ca indiciu o să-ți spun că nu este o mutare previzibilă, este o mutare mai interesantă. Nu ne da prea multe indicii, Delia Duca ne va ajuta data viitoare, ne arată rezolvarea. Ce presupune diagrama? Este o problemă în care albul mută și face șahmat în două mutări. Teodora, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine. Doamnelor, domnilor, aveți o săptămână la dispoziție, așadar să vă gândiți la provocarea Teodorei. Data viitoare, așa cum v-am promis, Delia Duca vă va arăta rezolvarea. Asta se va întâmpla săptămână de săptămână. Strategie în alb și negru a ajuns la final, așadar aștept mesajele dumneavoastră pe shaharondrealitatea.net. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, puneți-vă mintea la încercare. Emisiune oferită de compania Erbașu.